familiei lui sau familiei tale Am aceste spus lucruri? și familiei lui și familiei mele. Familia lui a avut o reacție de genul, mă rog, femeile din familia lui mi-au zis, a, păi, da, ce e ceva normal și mai iau câte o palmă și mi-am zis, mă, înțeleg iată că ce și acolo erau violențe în familia lui. Am aflat între timp că da. Deci fostata soacră era bătută. Fratele lui mai mare este divorțat și recăsătorit și din câte am înțeles, prima soție a divorțat din aceleași motive și a doua soție este și ea bătută. Și fostul tău socru? Nu știu. Nu știu. Nu mai trăiește? Trăiește și fosta mea soacră, dar nu știu dacă s-au bătut vreodată sau nu. Ceea ce este că la ei este o chestie la ordinea zilei, scandalul, băutura. Deci cumva așa a crescut. Seama, Carmen, vreau să întreb, care e un copil și eu mă gândesc la copiii care văd astfel de comportamente și știți ce vorbim, că e cât de marcantă e copilăria asta, primii ani, care îți pot efectiv modela comportamentul atunci când ești adult. Copilul tău a avut nevoie de niște ședințe la psiholog? Copilul sau cum anume ai încercat să-l refaci emoțional? La psiholog chiar la 3 ani jumătate după ce a văzut prima bătaie. Noi l-am văzut, am văzut poza cu copilul tău cu spatele roșu de la lovituri. Din fericire pentru el, în primul rând, este un copil foarte bun și foarte inteligent. Și inclusiv psihologii mi-au spus până acum că nu există niciun risc să ajungă vreodată. Își iubește tatăl, Tudor? Ce sentimente? El mi-a spus la un moment dat că îl urăște și eu l-am rugat să nu-l urască. I-am spus că poate să nu-l iubească, nu poți să iubești cu forța pe nimeni, dar cel mai bine ar fi să nici nu-l urască, pentru că ura până la urmă tot pe tine te macină. Dar vrea să-și petreacă weekendurile și cu tatălui? Nu vrea să-l vadă? Nu. Se întâmplau episoade de genul ăsta de violență și când era însărcinată cu propriul copil? A fost un episod violent și când eram însărcinată. Și tensiune în general pe această temă a violenței și a geloziei exista și atunci când era însărcinată? Pentru că știm foarte clar că viața intrauterină beneficiază din plin de tot ceea ce descarcă din punct de vedere chimic mama însărcinată. Tot ce trăiește mama, exact. Toate emoțiile, toate deci sentimentele mamei. În perioada sarcinii, în afară de certuri, a fost un singur moment mai violent, când la un moment dat m-am prâncit și am căzut pe jos în bucătărie, dar în rest nu a fost înțeles că inclusiv băiatul tău ar zice el că s-ar putea să nu fie copilul lui. Da, i-a spus inclusiv asta, da. I-a spus asta copilului tău? Da, i-a spus că eu sunt curvă, că el ar fi fost făcut cu altcineva și să vină să mă întrebe pe mine cine este tatăl lui. Și ți-a pus și un program de urmărire pe laptop? Da, mi-a pus un program de urmărire pe laptop, m-a urmărit pe stradă, culmea, să nimeni să mă urmească. La un moment dat, când eu chiar mă duceam la Institutul Medico-Legal să-mi scot un certificat medico-legal. Închis abonamentul de telefon care era pe numele lui ca să nu mai pot comunica. În momentul în care mi-am dat seama că am programul ăsta de spionat pe laptop, l-a parolat ca să nu mai pot umbla deloc la el, deși știa că practic acolo era toată munca mea. Inclusiv romanul la care lucrez mi l-a șters de vreo 3-4 ori de câte ori îl prindeam. Deci uite cum îi taie toate contactele cu exterior. E clasic modelul ăsta. Vorbeam cu Andrei mai devreme, noi am încercat să urmărim dinamica asta și vorbim aici de cel puțin două aspecte. Reiterez întrebarea, am făcut-o și data trecută la cazul pe care l-am discutat. Suntem curioși în cazul tău, care este mecanismul prin care tu ai reușit? Ai spus o amorțeală în perioada aia, ai intrat în perioadă în care nu mai gândeai. De ce n-ai plecat atunci? Pentru că lucrurile erau în fază incipientă. Sau după prima bătaie. Sau după prima bătaie. În prima fază am realizat că are niște probleme și am vrut să-l ajut. Dacă face terapie, poate... E el victima. Și când i-ai pus situația asta și problema asta în față, băi, omule, ai niște probleme, hai să vedem cum le rezolvăm, el ce a zis? A tot spus că da, facem, mergem unde vrei tu. A, deci o pasa. Da, dar de fiecare dată tot amâna. În momentul în care m-a și ajuns la psihiatrul acela care i-a spus că avea probleme foarte grave, au renunțat. Vedeți total. Că este un tipar care se repetă, același lucru de data trecută. Încearcă să submineze, să taie contactele cu lumea. Nu-ți mai dă posibilitatea să te exprimi profesional. Te izolează de cunoștințe și de prieteni. Lasă-mă să ghicesc. Ai avut momente în care te-a lăudat, în care ți-a spus cât ești de bun. Adică, da, la început.
da? până a băgat-o în colivie a avut. Da? Deci e un tipar, noi asta urmărim și asta vrem să prezentăm oamenilor și în special femeilor de acasă, pasivile, de așa ceva. Da, toți sunt așa la început. E un tipar, da? Se repetă și în cazul ei. Sunt foarte rare cazurile în care există o agresivitate așa izolată și, domnule, nu se mai întâmplă. Extrem de rare. Este un tipar. Noi, ca psihologi, ne-am pierdut inocența, în sensul că nu ne mai putem lăsa păcăliți. Dar bine că este această emisiune și bine că putem spune și avertiza femeile să fie atente, pentru că lucrurile acestea sunt evidente. Și dacă explorează puțin, cât te cunoști cu cineva, cum au fost relațiile tale anterioare? Nu că toți facem asta la începutul unei relații. Și de acolo puteți să luați niște date importante, pentru că sunt convinsă că au fost lucruri de genul acesta, este un tipar. Și în alte relații, poate nu la fel de evident, dar dacă explorați, o să găsiți și să nu credeți că cu voi va fi diferit. Nu. Doar cu multă terapie, iar oamenii foarte greu se schimbă. Apropo, și dacă vorbim de un diagnostic atât de grav, acolo nu putem continua acum. Apropo de asta, chiar am aflat că a avut înainte de mine o relație și s-ar singur cu țigara pe mână, ca să nu uite niciodată că toate femeile sunt curve și... Ok, da, hai okay. Să încercăm să evităm acești termeni. Vreau să vă spun doar așa. După publicitate vreau să aflu de la specialiști ce e de făcut în astfel de cazuri, pentru că foarte multe femei, că sunt sau nu căsătorite cu cadre militare sau cu oameni care au de afară niște funcții, niște grade de astfel de avengură,